Începe campania România reciclează și în județul Gorj. Consiliul Județean, prin Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, organizează cea de-a patra ediție a campaniei. Acțiunea de colectare a electrocasnicelor vechi va debuta în data de 31 mai și se va derula pe o perioadă de 2 luni în 62 de localități de pe raza județului Gorj. Campania este realizată împreună cu Asociația Environ. Deci o acțiune a Consiliului Județean, a serviciului specific din Consiliul Județean și acestei asociații. Încercăm să popularizăm această acțiune. Repet, ea începe cu data de 31.05 și există o serie de modalități prin care oamenii se pot informa la consiliile locale, la număr de telefon pus la dispoziție de Asociația Environ. Pentru participanții la campanie vor fi acordate tichete valorice în valoare de 10 lei per tichet, numărul acestora calculându-se în funcție de tipul obiectului reciclat. Valoarea unui tichet este de 10 lei și numărul tichetelor se stabilește în funcție de obiectele care se predau. Nu știu, dacă, de exemplu, vă dau unul acum ce rețin. Dacă se dă un televizor, se vor da 3 tichete. Dacă se dă o mașină de spălat, se vor da 5 tichete, în funcție de ce dă fiecare cetățean care se înscrie în această campanie. Graficul de colectare stabilit pentru primele 2 săptămâni vizează comunele Baia de Fier, Polovragi, Bălănești, Telești, Mătăsari și Peștișani.